Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat săptămâna trecută piața de asigurări. La un volum de prime brute subscrise de 34,6 milioane lei în primele 9 luni ale acestui an, Grave România a înregistrat un profit net de 2,4 milioane lei. Începând cu data de 11 noiembrie, Grave România este administrată în sistem dualist, conducerea companiei fiind asigurată de un Consiliu de Supraveghere și de un directorat. Valoarea subscrierilor Alian Siria ca asigurări din activitatea de asigurări generale și de viață a urcat în primele 9 luni din 2015 la 776 milioane de lei, înregistrând un avans de 6,4% față de perioada similară a anului precedent. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat planul de redresare financiară a Euroins România. Compania urmând să facă două majorări de capital în valoare totală de până la 400 milioane lei. La rândul lor, reprezentanții Euroins au explicat că a doua majorare de capital care va fi făcută anul viitor poate fi mai mică de 200 de milioane de lei, în funcție de evoluția ulterioară a indicatorilor financiar, precum și de adecvarea programului de reasigurare. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat pe site-ul său norma privind aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară IFRS de către societățile de asigurare și de reasigurare. Astfel, începând cu exercițiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani consecutiv, companiile au obligația de a întocmi în scop informativ situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situații financiare. Piața de leasing financiar din România a înregistrat în primele 9 luni ale acestui an un volum total nou finanțat în valoare de 1,18 miliarde de euro, în creștere cu 21% față de aceeași perioadă anului trecut, a declarat Felix Daniliuc, președintele ALEB, în cadrul conferinței naționale ALB România. Acesta estimează că piața de leasing va crește la finalul acestui an până la 1,6 miliarde de euro. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Joi la Exprim Time for Business vorbim despre tendințe la nivel internațional în ceea ce privește contractarea unor produse de nișă, cum sunt polițele de asigurare împotriva riscului de terorism. Invitatul nostru va fi Eduard Simionescu, General Manager Greco GLT România. Până la ediția următoare a știrilor din asigurări, noi vă dorim o săptămână cât mai plăcută.